Foarte fain. Prințesa. Am simțit prima dată acreală foarte puternică de oțet de mere. Mi-am dat seama. Avem un cadou pentru Ari. A sosit ceva din străinătate pentru tine, Ari. Tocmai din America. Este cel de 1.000.000 de abonați. Oare ce scrie aici? Ce este scris aici? Salut, negruț! Salutare! Începem vlogul de astăzi cu negruț. L-am văzut așa frumos împins aici. Cum e, negruț? Ești bine? Ești bine! E mai cald acum afară și e foarte bine pentru negruț. Ce faci, negruț? Ce faci, negruț? Ce faci, negruț? Ia, uite-l! Salut! Tatile-i scăpat în casă. Da. Uși după el. Ce fac fetele? Baloane! Ia uite-vă la mine! Ce fain e îmbrăcată. Cine te-a îmbrăcat așa, Bri? Eu. Singură? La mine, ia uitați-vă. 3, 2, 1 și... Foarte fain. Ia uite, prințesa. Prințesa, cum te numești? Briana Show. Prințesa Briana Show. Intrați pe canalul ei și... Cum se cheamă? Dați un mare like. Da, Briana Show, nu e schimbat. Am i-am schimbat? Nu. Eu la toate fetele am vrut să schimb, să le pun numele. Ioana Briana. V-am pus la Teo, Teodora Elena, că și Teo era Teo Kids Show. Nu, era Teo Curcubeul. Nu, asta a fost Teo Kids Show, după aceea Teo. Nu mai țin minte. Hai. Ceva de genul ăsta. Și acum Teodora Elena. Fetele în casă, rămân cu Vali și noi cu treabă. Inclusiv pe Ari am lăsat-o. I-am lăsat un biberon cu lapte, e schimbată, doarme. După moara, hai. Și la Ana pentru apte. Clar. Și acolo să ajungem. Și am găsit ceva extraordinar. Eu îi curățam limba Arianei cu tifon, înmuiat în glicerină boraxată cu nistatină. Și am găsit niște șervețele gata preparate. Care substanțe speciale pentru a curăța gura bebelușului. Mara a găsit sushi pentru ea, am și eu, dar eu am găsit altceva pentru Ari. Uitați-vă în coș. Suntem la shopping. Sushi care e șosetă. Eu am o colegă care mi-a scăpit de la mine în dăstea. Șosetă e în formă de sushi. De asta zic, când descrie mărimea ca să vedem dacă ți le poți lua. Nu cred așa. Ia uite. Gogoș. Și tati, special pentru tine. Înăuntru are șosete. Înăuntru are șosete. Nu cred. Da. Făcându-o. Așa. Da, nu știam că m-am uitat. E interesant. Înăuntru are bere. Vreau pentru iepuraș. Niște mâncare, așa, așa și așa. Așa aștept să văd dacă mănâncă asta. Și eu abia aștept. Sunt dacă curios mai mult. Dacă hamster asta. Scrie și iepuraș acolo. Papagal, mai mult. Iată, am găsit bătița bebelușului specială pentru a fi trasă cu gura de către mămici. Foarte interesant. N-am mai văzut până acum. Ca să nu folosești aspiratorul. Eu mai foloseam și la cealaltă. Eu vreau asta. Avem cu aspirator. Avem cu aspirator, dar eu mai foloseam și cu gura. Aha. Eu vreau asta. Ce e acolo? Arată-ne. Perie. Care deja are păr la spate. Vrei tu să o piepțin. Mara, aceasta e mai, mai bună pentru... Mai Ari. Fină. Pentru perișorul fin al Arianei. Uite ce tare e asta față de asta. Da, aici nu se simte, dar nu e ca asta. Clar. Deci? Dar cum am oprit și eu cu ea? Nu te ajută. Dar netezește puful. Eu am găsit paste din linte. Gata shopping-ul. Wow. Uite cât am mărțișorul. Am intrat să luăm câteva alimente de bebeluș și am luat multe chestii. Eu uite cât am mărțișorul. Gata shopping-ul. Iar mami, bineînțeles, că a trebuit să ne surprindă. Eu am luat două sucuri de mere, să vi le arăt. Sunt aproape identice, da? Pe unul l-am dat 11 lei, pe unul 9 lei. Acesta era la tate, asta la mine. Eu aș vrea să-l beau pe cel mai scump, să-l gust. Dar zic, lasă, acum, dacă ăsta e la mine în mână, gust din ăsta. Am desfăcut eu sticla, se desfac exact la fel. Și am luat două guri mari, n-am avut ce face, am înghițit. Am simțit prima dată acreală, foarte puternică, zic, gata, e stricat. Și când colo?
e oțet de mere. Mi-am dat seama când înghițeam, adică atunci când s-a dus direct pe gât. Spor, fetelor. Mulțumim. Ce gătim? A făcut aici o doză de fric cu ceapă. Acum fac și eu următoarea. Gătim o gătare de pui cu ardei. Eu stau cu Ari. Mărgărica noastră este gata. Am și mâncat, asta e ce a rămas. Mâine fierbem alt orez, pentru că orez am fiert puțin, ca să nu rămână. Mai bine așa. Da. Mm? Cum a fost? E porția Brianei, că ea n-a apucat să mănânce, pentru că doarme de mult, somnul de prânz. Ea doarme până seara și se trezește când ar trebui să se culce. Exact. Distracție să vezi atunci. Cam asta este rețeta noastră de pui cu ardei. Am tocat ceapa, am călit-o, am pus puiul, l-am călit ardeii. I-am călit, am pus niște apă, o pastă de ardei dulce. Care s-a dovedit să fie un pic picantă. E un pic picantă pentru că mâncarea a ieșit picantă și n-am pus foarte mult piper. Am dat de vreo 6 ori cu râșnița, deci nu foarte mult. Eu pe ouă îmi pun mai mult și nu se simt așa picante. Și cam asta a fost tot. Iar acum Măruța face de desertul! Ce desert? Fac suflet de ciocolată. Avem formele, una, două. Să fac rețeta după, pentru că fac și aici. Aha. Hai că abia aștept. Uite, m-am activat. Nu mi-am luat-o pe asta. O folosesc eu acum, mami. Cumpărăm alta, mami, pentru tine. Mi-aș aștept să mănânc. Ce-am găsit aici? Ce ești, Mara? Aici am sufleuri, sunt gata. Serios? Hai, am venit la fix. Wow. Ce să vă spun? Vă rog că ai venit. Nu s-au ars deloc. De ce e doar ciocolată? Mamă, ce bine arată. Și ce bine miroase. Le scoți? Da. Păi cum, cu mâna? Păi... Wow. Pune-le direct în tavă. Da. Ui, sunt moale înăuntru. Sunt foarte moale. Le-ai lăsat oricum mai mult cu încă 4 minute. Le mai las încă 10 minute. E ok așa? Da, și un sfert de oră. Revin. Așa se întâmplă. În greșe le învățăm, nu? Tata, e timpul să o scoatem, deja asta prea mult. Hai. Oh, au crescut! Wow, gata, sunt vulcani. Nu s-au ars. Hai. Pune taba. Da, e perfect. Mamă, nu pot să cred. Pune taba. S-a pus drept pe masă. Copt. Sunt prea spumoase! Da? Wow! Două! Dacă pui șmecheria! Wow! Înăuntru e foarte moale! Păi așa trebuie să fie! Asta destul! Chiar e lava cake! E super, aceea e ciocolată! E crud! Nu, nu e crud, e ciocolată! De bine! Așa trebuie să fie! Poate dulce! Mamă, ce bine arată! Hai că vreau să gust și eu! E prea dulce! Știu că e bună! Prea dulce! Așa zice acolo să pun zahăr! Avem nisipul gata, pregătit pentru lucrările de primăvară, să spun așa! Și mami a făcut băiță. Și mami. Avem un cadou pentru Ari. A sosit ceva din străinătate pentru tine, Ari. Tocmai din America. A făcut mai bine de 3 săptămâni și a fost comandat înainte să se nască Ariana. Nu mergem mai întâi la Ocean? Nu. La Teo. Hai. Teo astăzi a fost la Sofia, o prietenă de-a noastră, și a avut prima oră de chitară. Cum a fost oare? Și eu sunt curioasă. Aș vrea să știu câți dintre voi, cei care se uită la noi, fac un instrument. Fie chitară, fie vioară, pian, trompetă, tobe, orice fel de instrument. Scrieți-ne dacă faceți sau dacă nu. Și dacă faceți, ce instrument studiați? Sau poate cântați la voce? Sau poate cântați la mai multe instrumente și la voce? Depinde, scrieți în comentarii. Eu cânt doar din pasiune la pian, chitară și cantă. Pe cine avem noi frumoasă aici? Cine e aici?
Pe Marta! Să vină Teo! Te duc pe el! Teo? Cum așa? Așa! Te-ai făcut cu? Chitară! Chitară! La shopping! Mara, dar mai poți așa? Poți, Mara, așa? Da. Iar acum mergem acasă să ne arate Teo ce-a învățat ea astăzi la ora de chitară. Bună, înghețata! Da. Ne-am aprovizionat pentru că... Ce facem? Paste! Ce facem? Paste! A venit bunica de la Brăila și ne-a adus plăcințică. Cu? Cu paste. Brânză și paste, macaroane. Eu mă uitam la mai parmezan și să-l blenduim. Dar voi ați mai văzut așa ceva? Scrieți-ne în comentarii. Hai, tati. Plăcintă cu brânză și cu paste sau? 3, 2, 1. Hai, spune la treabă. O lăsăm pe măruța să gătească și revenim. Intrăm la repetiții acasă. Cu chitara cea nouă. Și ți-aduc și scăunelul? Ar trebui. Dar hai și așa. Teo a primit o chitară cu un prumut. Până o să învețe să cânte bine. Cum se numesc astea? Acorduri? Cel mai mult mă bucur că e foarte încântată, Teo. E un început promițător chiar. Foarte frumos sună. Tu din astea, mai mult din... Un cântecel sau ce? Ah, tu deja ai partituri cu note muzicale, doar că nu sunt pe portativ. Sunt scrise. Teo, ai făcut zgomot prea mult. Nu am făcut eu, a făcut chitara. Deci astea sunt exerciții gen așa. Aha. Pe urmă iei notele și, de aici. Da, nu apăsa asta. Relaxa-te așa. Exerciții ca să înveți să... Să dau așa. Uh-huh. Și acum ia-ne o notă. Învățăm împreună să cântăm la chitară. Doar acolo, jos. Ei, dacă la prima ședință e încântată, Teo, o să urmeze și a doua în curând. Și avem musafir. Salut, Ilincuța! Salut! Ce faceți voi acolo? Ne jucăm cu plastilina. Voi, dar vorbește, Ilincuța. A crescut Ilinca. Asta este misip kinetic, nu plastilina, cum zice Ilinca. Salut, Bogdan! Nu știu că e plastilina. Vă descurcați? Da. Brida, tu ce ai pe mânuță aici? Tatuaje. Unde le-ai făcut? În baie. În baie, singurică? Uite-te o cum ai adormit cu Ari. E frumos dormire. Așa se iubesc el. Ne ducam. Hai. Am văzut cum am adormit Ari cu Teo. Iar copiii sunt supravegheați de bunica. Salut, bunica. Tot învârte prin cameră, nu înțelege că trebuie să stai acolo lângă ele. Hai, lângă ele. Hai, sus. Așa. Mami, noi hai să terminăm de gătit. Hai. E dragoste mare acolo. A mai crescut Ari? A mai crescut, e frumos. Mulțumim. Uite că s-a dus Teo de acolo. Da, era îmbrățișate. Și eu mă stăm de el o perioadă. Da. Teo a venit de la școală, de la pregătire, de la chitară și somn. Da. Obosită. Păi toate activitățile astea obosesc copiii, tati. Uite ce a primit Ari azi de la bunica. Mulțumim, bunica. Era într-un ambalaj, dar cineva... Culori. Nu. Foarte multe culori. Sunt de baie? Da. Așa mai avem. Da, două cred că mai avem. Da, sună extraordinar de frumos. Și merișor. Apple. 3 luni plus. Da. La 3 luni și asta... Mai durează. Când începe să se joace. Mulțumim oricum. Am pus brocoli. Prima porție de paste este gata. Se află aici. Brocoli e de desubt. Și acum se face a doua porție de paste cu paste din acestea pentru copii. Wow. Disney. Din Italia. Mm-hmm.
Masa e servită. Paste cu ciuperci și broccoli. Poftă mare la tată Gașca. De la mici la cei mari. Pentru că nu e mama aici, mama păzește fetele niște oruie, că doarme. Poftă mare. Poftă bună. Mulțumim. Limonada făcută în casă, făcută de mami, de fapt. Haideți să vă dorm. Uite ce... Hopa, noroc că am venit cu paharul repede. Masă e... Belșug. Galbena. Mulțumim, mami. Galbena gutuie. Plăcere. Galbena lămâie. Galbena lămâie ducea în lămâie. Chiar atât de hagră, Mara. Am pus 130 de grame de miere, ca să știi. Ce avem noi aici? Prăjitura pe care a făcut-o ieri. Numai că s-a răcit și uitați. Arată super. Zici că e din comerț, mami. Dar de ciocolată. Când o întorci, îți dai seama că e de acasă. Așa. Hai să mâncăm. Arată super bine. O tăiem așa felii și dăm la toată lumea. Da. Sunt de mulți în seara asta. Primul buton a fost acesta al marei, la 100.000. Al doilea buton a fost al Teodorei, Teodora Elena. Al treilea buton a fost al familiei Ionescu. Familia Marei, se vede? Încercăm, de la lampă nu prea. Butonul cu numărul 4 a fost al Ioanei Briana. Penultimul buton s-a blocat, acolo vrea să rămână. Este cel de 1.000.000 de abonați al Marei. Iar pentru moment, cel mai recent buton e acesta. Oare ce scrie aici? Și... ce este scris aici? Ia uite cine e cu noi întâi. Ilincuța și Bri. O carte de vizită. Congratulations. Mulțumirile din partea YouTube pentru că am ajuns la suma de 100.000 de abonați pe canalul Ariana Maria. Începând de astăzi, până și Ariana are un buton de YouTube. De la YouTube. Avem 5 butoane de argint și unul de aur și le așteptăm în curând și pe celelalte de aur, nu, tati? Da, da. Iată, cel de diamant! Vă mulțumim vouă foarte mult! Mulțumim. Datorită vouă am ajuns aici. Mulțumim lui Dumnezeu și cu ajutorul vostru și al lui Dumnezeu vom reuși să le facem și pe celelalte de aur. Ce ziceți? Iar acum să le găsim locul, să spun așa. Tati, dar unde-l punem? La locul lor. Începem exact cum le-am scos. Nu mai vrea să intre. Pentru că vrea sus acela. Și, 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 și... taram! Mai sus, la wow! Cam așa. Arată bine. Aici avem munca la peste 6 ani. Provizoriu. Dacă a dat butoanele jos ca să dea găuri pentru al șaselea buton. Dar pentru că Ari doarme și nu vrem să o deranjăm, lăsăm să dăm găuri când se trezește. Îl lăsăm aici. Au mai stat butoane așa, nu-i problemă. Așa am pus ultimele butoane întâi jos. Pe rând, pe rând, pe rând am stat acolo, așa că nu e nicio problemă. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Sperăm că v-a plăcut surpriza noastră pentru Ari. Butonul a fost comandat înainte să se nască. Ari a fost comandat, n-a fost comandat, dar am făcut 100.000 de abonați pe canalul Mara Teo Bri, care va deveni canalul Ari Anei, înainte ca ea să se nască. Și atunci când am primit notificare de la YouTube, am hotărât să scrie numele ei pe acest buton și să-l primească ulterior, după ce va veni. Chiar dacă nu eram foarte sigur dacă o să o cheme Maria, dar Ariana era sigur. Da, dar a rămas. Ne-am hotărât. Mulțumim încă o dată că ne-ați vizionat. Până data viitoare. Vă așteptăm vloguri peste tot pe ecran. Și vă așteptăm ca de obicei. Noi vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa, pa. Mulțumim.